Bună ziua! V-ați întrebat vreodată cum vreți să arate viitorul copiilor voștri? Cu siguranță v-ați gândit la studiile pe care le-ar putea îmbrățișa, locurile de muncă pe care le vor avea, contribuțiile sociale pe care ar urma să le facă la bugetul de stat, asistența medicală de care ar urma să beneficieze, siguranța și securitatea pe care ar trebui să-i ofere acest stat. Să vă zic un secret. De fiecare dată când îmi privesc acei trei copii ai mei, mă gândesc la ce aș putea face eu azi ca ei mâine să trăiască într-o țară prosperă care să îi ofere aceste oportunități, studii de calitate, asistență socială decentă, infrastructură confortabilă și sigur că pace. Înțelegeți că privind televizorul de pe canapea, nu poți schimba viața oamenilor, nu poți schimba viața copiilor tăi și nici a familiei tale. În data de 20 octombrie vom lua cea mai importantă decizie de la independență prin a ne expune votul la referendumul pentru aderarea la UE. Tu, eu, fiecare dintre noi va spune cum vrea să fie viitorul copiilor noștri în familia europeană, unde domină pacea și buna înțelegerea, sau în Federația Rusă, acolo unde este tirania și subjugarea propriului popor. Eu spun un ferm da, colegii mei spun un ferm da, pentru schimbarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Stimați colegi, stimați consilieri, vă propunem să semnați pentru declarația de susținere a referendumului din 20 octombrie și a parcursului european al Republicii Moldova. Voi citi în continuare textul declarației. Noi, membrii Consiliului Municipal Chișinău, în virtutea responsabilității de a contribui la creșterea nivelului de trai al comunității, ne exprimăm sprijinul ferm și angajamentul de a contribui la procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acest obiectiv de țară poate fi îndeplinit doar prin solidaritatea și dezideratul comun al tuturor forțelor politice și sociale ale țării, inclusiv cu participarea administrației publice locale. Având în vedere că rolul consilierilor și primarilor aleși este de a promova interesele comunității și de a soluționa problemele colectivităților locale, accentuăm următoarele. Uniunea Europeană, timp de decenii, a fost un partener de nădejde al țării, oferind dezinteresat sprijin logistic și financiar. Cu susținerea financiară a țărilor europene și partenerilor europeni, am renovat grădinițe și școli, am reparat drumuri, am modernizat spitale, am plătit compensații, am restaurat obiecte de patrimoniu cultural, am crescut exporturile de produse pe piața europeană, am adus apă și canalizare în localități. Integrarea europeană este șansa istorică de a garanta pacea în Republica Moldova, șansa de a obține o dezvoltare economică durabilă și de a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor moldovenilor. Aderarea la Uniunea Europeană înseamnă sprijin pentru păstrarea și promovarea culturii, identității și tradițiilor poporului nostru, fapt posibil doar într-un stat prosper, democratic, liber și independent. Facem apel la coeziune socială pentru a nu rata șansa de a deveni membru cu drepturi egale în familia europeană, punând interesul național deasupra intereselor și ideologiei de partid sau individuale. Integrarea în UE este un proiect pentru viitorul copiilor și nepoților noștri. Prea mult timp au ales alții în locul nostru. Ce să facem și mai ales ce să nu facem? Acum e timpul să facem noi alegerea pentru binele acestei țări. Poporul este stăpânul acestui pământ și doar el are dreptul să se pronunțe cum să fie viitorul său. Îndemnăm toți reprezentanții administrației publice locale să se unească
în jurul aspirației comune de a deveni parte a Uniunii Europene și să încurajăm participarea cetățenilor la referendumul republican. Dreptul incontestabil de a garanta un viitor european democratic, liber și prosper pentru Republica Moldova îi aparține în mod suveran poporului Republicii Moldova. Vă îndemnăm să semnați declarația.